Bună dimineața tuturor și bine v-am regăsit la GSP Live. Invitatul meu din această dimineață este fostul oficial al celor de la Gaz Metan, posibil viitor președinte la Dinamo, Ioan Mărginean, cel care ne va vorbi în această dimineață despre investitorii spanioli care au preluat clubul de la Ionuț Negoiță și despre ce se mai întâmplă în momentul de față în Ștefan cel Mare. Bună dimineața, domnule Mărginean, ce faceți? Bună dimineața, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Cum sunteți? Toate bune? Păi, din punct de vedere al sănătății, bine, din punct de vedere al fotbalului în general, care mi-a ocupat toată viața, și eu sunt gândit ca majoritatea suporterilor. Eu nu mai pot să ascund că sunt dinamovist. Toată lumea știe asta, să vedea că veți fi și oficial dinamovist. Problema este că aș vrea să plec așa ușor, elegant, că eu, din momentul în care am aflat că se desfășoară un schimb de idei la început, după aceea de un proiect între domnul și prietenul meu Dorin Șerdean din Alba Iulia, eu am fost contactat de către Cornel Țălnar, care mi-e prieten din 1979, de când am jucat împreună la Dinamo, și eu am spus că pot să dau și eu niște date din punct de vedere administrativ, sportiv, chiar și economic, și m-am implicat cu, că știți dumneavoastră, dacă stai o viață în fotbal, sunt oameni care chiar sunt de bună credință. Da. Unii spun, unii nu spun, dar am dat o grămadă de baze de date. Ce înseamnă Dinamo? Ce înseamnă brandul Dinamo? Mândru, pentru că e singurul proiect socios care eu am crezut în el și cred în continuare, și pe această cale oamenii au demonstrat, și uitați că au făcut... Au demonstrat, dacă sunt dați la o parte un pic, așa văd, nu, de spaniol. Părerea mea că nu sunt dați la o parte. Pentru că e imposibil la Dinamo să dai o așa putere la o parte. Inima lui Dinamo acum, normal, trebuia să fie invers. Inima să fie clubul, să meargă bine, să bată, și picioarele și mâinile să fie suporterii, sponsorii, oameni de bine. Pentru asta trebuie să fim uniți. Problema e că nu putem noi rezolva problema de unire în România, pentru că la fotbal sunt 100 de oameni, 100 de păreri, 100 de proiecte. Deci proiectul lor, nici un investitor, nici un om de fotbal, nici un om din afara fotbalului a reușit. Acum noi trebuie să-l îmbunătățim. Cum putem să-l îmbunătățim? Eu nu le dau sfaturi lor. Eu din prima zi am susținut proiectul, am vorbit cu colegii mei, unii au intrat, unii n-au intrat, unii au zis că cred, unii că nu cred. S-a demonstrat că merge. Acum problema este să delimităm lucrurile. Acești suporteri nu-și cer decât două, trei lucruri esențiale. Unu, ei ori securiza proiectul. Pentru că dacă nu erau ei, nu mai aveam ce prelua. Spaniolii nu aveau ce cumpăra dacă nu... Da. Problema, au și spaniolii o bilă albă, că cu cei 300 de mii la vremea respectivă au folosit și ei, care, practic, puteau să nu-i mai recupereze niciodată sau pot să nu-i recupereze niciodată, și că un simplu om, mă gândesc, în momentul când bași 300 de mii de euro, ai un proiect în spate, vii cu idei, vii cu soluții și îți faci un business plan care să-l aplici. Problema e că la ei au început să se acumuleze și bilele negre. Uite, e discuția asta cu Arena Națională, ba jucăm, ba nu jucăm pe Arena Națională. Asta... Transferurile întârzie să apară din lista aia stufoasă de jucători spanioli care urmau să vină, văd că n-a venit nimeni, au fost aduși deocamdată unul sau doi jucători liberi de contract. Asta mă surprinde, pentru că am avut dialog cu domnul Pablo când a fost în România și acum, vedeți dumneavoastră, vii cu idei, cu planuri, am făcut un schimb chiar foarte elegant, cu bun simț, și nu, eu de multe ori am greșit în viață că spun ce gândesc, dar nu, eu părerea mea că oamenii trebuie să spună ce gândesc. Aici nu e vreme de jucat teatru, pentru că trebuia preluat clubul Dinamo, nu mâine, nu poi mâine, trebuia de 2 ani sau de 3 ani, da? Problema că nu s-a găsit nimeni, acum nici nu poți să-i spui omului, domnule, fă așa sau fă așa. Eu am întrebat și eu despre ce e vorba. O să pe plan sportiv, e domnul Rufo, a și preluat. Rufo Colado, directorul sportiv. Cel care a luat locul Dănciulescu, o să vorbim. Da. Și ajungem și acolo. Dar problema aș vrea, în primul rând, eu aș fi liniștit sufletește, să lămurim că oamenii premianți, fanii, nu cred că își permite cineva în țara asta, oamenii au reușit să-i dea la o parte. Nu. Din contră, oamenii aia plus aducă în plus valoare, și au declarat că ei vor să știe tot ce se întâmplă, că sunt acționari,
Și bună dreptate, pentru că dețin 20,06% din club. Deci, repet, ei sunt premianții. Acum, oamenii care vin trebuie să demonstreze că stau la masă cu premianții. Orice lege din lume spune că acționarul majoritar face proiectul, încearcă să-l impună cu acționarii. Acum, dacă eu reușeam și îmi reproșez, crede-mă, toată viața, că n-am avut mai mult tact să fi făcut o întâlnire ca din întâmplare, că nu, să mai întâmplă la noi la român, să ne fi întâlnit din întâmplare cu 2, 3, 5 fani când am mers la ligă, la Gino. Crede-mă, asta mi-o pot imputa mie. Dar omul nu a avut timp și a spus că vrea să facă o întâlnire de nivel mare, cu prezentare, deși avem mari probleme cu pandemia. N-ar fi fost normal să facă prezentarea în momentul în care clubul a anunțat oficial pe Facebook, pe site, că domne, avem un nou investitor. Vedeți, el a doua zi s-a urcat în avion și a plecat. În momentul de față nu mai știe nimeni când vine, când se întoarce, ce se întoarce. Dânsul și-a luat bilet de avion. Să-și ia bani din Spania, că el n-are bani. Practic, cu asta cu banii, n-ar trebui să ajungem să vorbim mai mult decât că orice om, eu știu eu câți bani am în buzunar, nu știu cât aveți dumneavoastră, X sau Y. Problema e că dacă o luăm ca un om normal, eu acum gândesc și spun ce gândesc. Eu cred că niciun om din lume nu intră într-un proiect dacă nu are pași următori. A, B, C, D, E. Dinamo nu e un club că azi îl iau, mâine nu îl iau. Dinamo trebuie să-l iei de la minus 1000 de metri adâncime, l-a adus suporterii la zero. Dar noi spunem zero în ghilimele, pentru că are mari datorii care trebuie eșalonate, plătite. Datorii către firmele lui Ionuț Negoiță? Către jucători, către diverse părți. Vedeți, da. Sunt niște amânări, poți ajunge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lozan. Trebuie să, practic, din minutul 1, tu ai administrativ, stadion ai, n-ai. Da? Te duci mai departe, pe sportiv. Echipa ai, n-ai. N-ai, în momentul de față n-ai. Mergi mai departe. Deci, Academia lui Dinamo e locul 3 în România. Da? Dar ea e pe ce-o produs antrenorii. Ea nu are bazele sportive, numai închiriate. Ori, eu știe toată lumea că una e să colaborezi cu domnul Becali, că am vândut jucători, dar vedeți că s-o prind și el, că e mai ușor să-ți faci o proprie academie, să-ți faci o proprie bază sportivă, să acorzi condiții, decât să dai 1 milion, 2 milioane la unul care a reușit și să-i dea dumneavoastră sănătate la Hagi, când a dat exemplu că se poate. Și cu tot respectul, pe CSB mi se pare că surclasează în momentul de față Dinamo la nivel copii și juniori, la nivel de infrastructură, pentru că am văzut cu toții ce bază este la Berceni. Atunci, Dinamo se antrenează, am înțeles, prin Buruieni, prin Nisip, pe la baza Granitului. Da, sună părintele că nu ajunge la antrenament în Pantelimon și face numai cu 8 copii, din cauza traficului. Dar eu nu aș vrea să intru, deși meseria mea asta e. Pe mine m-au câștigat în momentul când au venit și o să vedem baze sportive că vor să plece de la baza piramidei. Eu ca un simplu om de fotbal care am pornit la 8 ani în viață și am reușit, trebuie să dau și eu înapoi ceva fotbal. Am venit și eu cu idei. Hai să vedem și Metalul, hai să vedem și Juventus Colentin, hai să vedem și Arcul de Triunf. Problema e când vezi oamenii deschiși că vor să vadă, eu ca simplu om, care am cunoscut și eu o grămadă de oameni în 40 de ani de fotbal, pe mine m-au convins ca un proiect. Mai mult. Proiectele sună frumos la început. Da, foarte frumos. Prezentate. Foarte frumos. Dar problema și proiectul Negoiță sună serios în 2013. Că acum s-au ajuns într-un punct limită în care suporterii care au tot dreptul să se așeze la masă cu acționarii, au tot dreptul să întrebe, au tot dreptul să vină cu sprijin financiar. Ați văzut, am văzut că a intrat de la Peluza Cătălin Hăldan, s-a vorbit foarte frumos, omul lucrează la bancă, sunt oameni mari implicați, deci noi nu vorbim că domnule, stai că ești suporte și nu, domnule. Oamenii ăia sunt oameni care sunt realizați în viață, le pasă de un club și vor să aplice o metodă capitalistă, că îmi pasă, vreau să știu pasul următor. Pasul următor, dacă mie, domnului Șerdean, s-a spus, toată lumea să fie calmă, să avem o comunicare corectă, loială, să apărăm Dinamo, să vorbim cu glorile. Eu m-am angajat, vă dau cuvântul meu de onoare, așa să-mi ajute Dumnezeu, fericit că eu m-am întâlnit cu... Nu l-am văzut pe Dragnea, cred că de 3 ani. Pe Marin Dragnea? Da, dar acum l-am revăzut pe Orac, pe Movilă, care mă văd mai des, pe Augustin, pe Ion Marin. Băi, oamenii ăștia, îți tobă. Au școala vieții,
sunt glori, vor să dea înapoi ceva clubului Dinamo. Și ce roluri urmează să aibă ei în club? Eu, sincer, m-am angajat să am discuții. Și ei și dumneavoastră. Păi eu, vedeți cum se pune problema. Ei au fost fotbaliști mai mari ca mine. Unii au o școală mai multă ca mine. Noi nu ne concurăm în asta. Noi ne concurăm fiecare pe ce suntem calificați. Da? Și în momentul în care patronul vrea să aibă o discuție cu noi și a spus că după ce se întoarce, eu am rămas în capitală să mă întâlnesc cu foștii mei colegi și cu prietenii mei. Prietenii mei, unii n-au putut să vină, unul a fost prins cu un părăstas, unul are probleme, dar ar trebui acum toate generațiile să vină cu ceva la proiect în care când vii cu copilul la stadionul Dinamo, e foarte bine că e și profesorul de sport, că și eu sunt profesor de sport la origine, dar eu vreau să am și să intre la muzeul clubului care e închis în clubul sportiv. Bun, acum e pandemie. Și să-și facă o poză cu Augustin, și să-și facă o poză cu Țălnar, și să-și facă o poză cu Lupu, și să-și facă o poză cu Dănciulescu, că ajungem și acolo. Pentru că fiecare ei vor să mai dea înapoi ceva clubului. Ori modelul ăsta nu l-am inventat eu. Noi am umblat tot globul ăsta, peste tot, glorile sunt respectate. Costumul îl dă clubul, sacoul îl dă clubul, cravata îl dă clubul. Stă pe centru la lojă, dă noroc cu oamenii de afaceri, dă noroc cu copiii, își face o poză. La noi nu. La noi am primit și eu invitație la Arena Națională cam pe colț acolo. Chiar râd cu o neață că noi acum eram mai privilegiat, mai cu tupeu, mai conducător, primeam un bilet mai pe centru. Și eu am ajuns să-l dau. Păi mai bine îl dau la un om simplu care își dorește și n-apucă la meci, că eu o să-l văd și de pe... Dar eu aș vrea să începem nemțește. De la zero. Am pus administrativul în stânga, sportivul lângă, economicul, juridicul, marketingul, ticketingul. Pe specialități. După ce ai toți ăștia, ăștia te securizează și poți să începi afacerea. Noi avem acum o mare, mare necunoscută. Care e imposibil aceea? Eu, care, credeți-mă, am lucrat la echipe sărace, mă așezam la masă, făceam bugetul ăsta și în funcție de buget îți alegi obiectivul. La noi în România zice, dă-i drumul că venim și noi. Care e cea mai periculoasă vorbă care există în fotbal și în sport. Și atunci bugetul ăsta mic care l-am eu pe masă de la dumneavoastră, îl muți azi la centru de copii și juniori, care e vital pentru viața unei echipe. După aia apar probleme pe administrativ, juridic, trebuie să-l muți mai încoace, cu plăți, de exemplu, da, la jucători, la foști. Și tu te trezești că bugetul trebuie să-l plimbi pe o masă care tu, de fapt, nu poți să o acoperi. Și astăzi, mâine, regulamentele europene, noi am intrat în Europa, sunt foarte clare. Ați văzut Astra, care echipa unui milionar, să-i dea Dumnezeu sănătate, i s-a luat 3 puncte. Păi, gândiți-vă, ca antrenor, ca jucător, când tu îți faci treaba cu întârzierea de salarii. Dar eu nu vreau să ajung aici. Eu vreau să ajung că suporterii, acum la ora asta, ei au securizat clubul. Ei în continuare îți convins că au soluții. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, dar n-aș vedea, pentru că nu e logic că niciun om din România milionar... Să se întâmple ce? Să fie scoși din structura acționariatului? Asta s-au pus două variante foarte clare și am avut onoarea să fiu întrebat, și pentru că nu e bine să-ți dai cu părerea că nu știi situația 100%, deși e foarte greu să stăpânești totul. Oamenii au spus foarte clar, suporterii, avem o variantă A, să ni se dea bani înapoi. Dar în România există o lege, ca și în Germania, ca și în Statele Unite, ca și în Anglia, acționarul majoritar e obligat la această oră ca noi să nu ne mai întrebăm. El ne putea dumiri și ne poate dumiri în proxima ocazie. Care e proxima ocazie? Să mărească capitalul. În momentul îți permite legea să mărești capitalul, toți acționarii sunt invitați să participe la mărirea de capital. Fanii noștri sunt foarte bine pregătiți, 100% participă, că ei vor să facă parte din inimioara asta, care nu e al lui nimeni, nici al lui Mărginean, nu poate fi nici al lui domnul Pablo, nu poate să fie nici al lui domnul Rufo. Inima asta e a tuturor. E roșie, e frumoasă, o fost sus, o fost jos, dar ea acum toată lumea vrea să o ridice. Și acum, să o resusciteze. Și acum, simplu, mingea în terenul investitorului. Dacă investitorul nu face investiția de capital, propunând doar mărirea de capital, poate X
de la fratele să-i dea din o sănătate, nu? A lui Cătălin Hăldan. Găsește un investitor român și spune, domnule, eu mă bag la mărire de capital. Domnul Badea, cu cei 7%. Uitați, a fost probleme. Care mai sunt legăturile în momentul de față ale lui Nicolae Badea cu echipa asta? Eu, credeți-mă... Știți ce s-a spus în ultima perioadă? Că Badea ar fi, de fapt, Badea și Borci ar fi în spatele spaniolilor. Deci eu vă rog să mă credeți, eu pot să confirm că nu-i. Da, e normal să circule povești. Dar eu nu sunt detectiv, nu sunt Sherlock Holmes. Eu vreau să revin la suporteri. Ei acum, pe lângă că sunt premianți, nu mai pot să aștepte. Că situația a ajuns într-un punct prin care mai poate... aștepte, că așteaptă de 8 ani de zile, de 7 ani. Și acum, dar Negoiță așteaptă. N-ați mai câștigat un titlu de 13 ani, vorba acum, aia. Acum o promis investitorul, da? Că se întoarce în România și prima întâlnire e cu suporterii. Eu aș vrea sincer să participe și Glorile, pentru că suporterul, eu mai glumesc, măi, suporterii noștri s-au cam dus la ceruri, dar mai sunt care, dai seama că eu am 60 de ani, suporterul meu, majoritatea, problema mea acum, întâlnirea. Până la întâlnire, investitorul majoritar are obligația, începând de când s-a semnat, noi nu cunoaștem toate detaliile din contract. Dar eu nu pot să dau acum drumul Negoiță, care până acum dădea toată lumea că nu vinde. Acum, ar fi frumos să fi cunoscut și detaliile, dar nu putem să le cunoaștem. Dar stați un pic, Florin Prunea spunea aseară la DigiSport că el e ferm convins că actele nu s-au semnat și că Ionuț Negoiță în continuare patronul echipei, nu acest Pablo Cortasero. Iar nu. Florin Prunea n-a fost singurul care a spus asta. Deci, Prunea e un om care... Eu nu cred că se lasă zvonuri așa pur și simplu. Dar credeți-mă, poate o fi vorbit la nervi, pentru că dacă n-ai participat la notar acolo, nu putem. E chiar n-am fost o muscă să zburăm pe acolo să vedem ce spun actele. Eu vă spun că chiar atât minimorum am fost informat de Dorin Șerdean, care o participat, că e normal. S-a semnat un act, a fost normal să aștepte să iese actele de la Registrul Comerțului, s-au semnat joi și au ieșit ieri, da? Și sunt 2-3 pași de făcut care, din punct de vedere, la tot ce s-a discutat domnul Negoiță la față de masă, din punct de vedere al avocaților, trebuie să facă un proces verbal de predare-primire. Sunteți de acord cu mine? Procesul ăla de verbal de predare-primire nu se poate face de azi pe mâine. Părerea mea că trebuia făcut alaltăieri. Pentru că nu mai este timp. Timpul e marele dușman al clubului Dinamo la această oră. Bine. Păi și de ce n-a fost făcut atunci, la momentul în care cei doi aparent ar fi bătut palma? Sunt două probleme care le-am aflat. Deci, sistemul de licențiere a fost întârziat din cauza câteva cluburi care au avut probleme de licențiere și din cauza pandemiei s-au prelungit și au prins bine că au luat toate echipele licența. Nu trebuie să te bucuri de rău omului, nu? În momentul după ce ai luat licența și faci dovada că ai plătit-o la 31 decembrie 2019, au venit lunile ianuarie, februarie, martie, april, mai, iunie, în care, din cauza problemelor financiare, Dinamo în ianuarie a făcut amânării care trebuiau date în decembrie, au făcut amânării că dă bani în ianuarie, da? Da. În ianuarie s-a mai făcut o amânare că au fost niște cesiuni de creanțe care au plecat în stânga sau în dreapta și au ajuns bani puțin la jucători și suporterii au fost oamenii care au salvat situația. Suporterii acum au spus din nou că ei, nu-i rușine să spui, n-am bani, noi suntem tampon, o salvăm situația din nou. Dar eu nu pot acum să min lumea că am văzut contractul, dar doi oameni de afaceri s-au întâlnit, au bătut palmă, un deal și au declarat că echipa a trecut acționar majoritar, acționarul spaniol. Acum, dacă întâlnirea avea loc săptămâna trecută, noi puteam să facem 2-3 pași înainte, care nu ne ajuta. Că pe noi ce ne deranjează acum? N-a fost convorbirea. N-a fost. Dar dacă se făcea o infuzie de capital, noi nu mai ajungeam acum să avem discuția asta. Și după aceea avea loc discuția. Normal, de acum preocupă acționarul majoritar să facă infuzia de capital, conform legii, care e în toată lumea, mărirea de capital, să se consulte cu suporterii ca să poți discuta cu niște oameni care au făcut bine, care e varianta cea mai bună ca clubul acum să se întărească, nu să se apuce ce? Să te bați pentru ce? Teren n-ai,
să mă ierte Dumnezeu, lotul-i subțire, dar uitați că oamenii totuși ceva au făcut. Pe plan sportiv, au mai sosit 2-3 jucători, care nu vă pot da numele acum, dar au sosit. Sunt la București și urmează să se semneze? Da, au sosit ei. Polonezul e unul dintre ei, din ce știm noi. Păi, poate chiar doi. Problema că au sosit, da? Conform unei înțelegeri verbale, dacă Rufo se ocupă de partea sportivă, eu sunt foarte încântat să aflu că un director sportiv spaniol, împreună cu patronul, răspunde de partea sportivă. Mulțescu, care e un monument în fotbal, o veni cu variante cu Țelnarul, 5-6 jucători. Care au fost refuzate, pentru care că Mulțescu a spus la televizor că domnule, mi-au refuzat lista pentru pe care eu am înaintat. Pentru că... Cine era pe lista lui Mulțescu? Dacă o adus argumente, păi chiar a fost. Chiar și Budescu a fost. Da. Dar problema era că trebuia discutat la nivel oficial, s-a încercat prin interpuși, pentru că s-a aflat că domnul Budescu și-a depus hârtie să devină jucător liber. Și conform regulamentului și-a depus, am înțeles că Astra Ploiești o achitat. Ce-a avut de achitat și nu mai era de discutat. Că nu poți să abordezi un jucător sub contract. Mai mult au transpirat chestii din oameni de bine și din presă care își doreau. Dar conform regulamentului nu poți să abordezi un jucător sub contract. Uitați, ați adus aminte de transferuri și vă întreabă cineva pe Facebook, Alin Adrian, domnule Mărginean, știți ceva despre viitoarele transferuri care urmează să fie făcute? A spus că au venit doi jucători? Da, în cursul zilei de ieri, uitați-l pe domnul Rufo, omul chiar, pot să spun că eu știu că de 5 săptămâni discuțiile au fost pe posturi și a fost foarte bine că Mulțescu cu Țelnar avea un grup de jucători și domnul Rufo un alt grup de jucători. Problema era că domnul Rufo aducea jucători spanioli cu experiență. Majoritatea din Serie B, care valoarea salarială în Serie B... La Liga 2, secunda divizie. La Liga 2, 25-50 de mii de euro pe lună. Era vorba de jucători cu experiență să securizeze posturile esențiale la echipă. Așa s-a discutat. Din momentul ăla, dacă patronul a spus că domnul Rufo se ocupă, eu am fost foarte liniștit că e o colaborare patron-om care l-ai adus tu. Și atunci Mulțescu a abandonat cu Țelnarul partea română, dar văzând că nu se efectuează. A abandonat, dar spaniolii promiși de domnul Rufo, cum îi spuneți dumneavoastră, unde sunt? Da, vedeți dumneavoastră că discuțiile cu un jucător profesionist, impresar, vrei să le începe acum și să le și termini. Majoritatea nu se termină. Campionatul românesc îi expus peste tot în Europa că nu se plătește. Am ajuns premianți și punghiile mele de rigoare că nu se plătește, că se întârzie salariile, care dincolo e un lucru normal. Mai mult, acum a apărut chestia asta cu șomajul tehnic, care nu înțelege niciun jucător străin. Și am avut mari probleme la media și de aia am dat exemplu cu mine să intru în șomaj tehnic și cu Edi Ordănescu să le spunem, oameni buni, asta e legea română, noi nu putem să facem altceva, că noi nu putem fugi la patron să ne dea bani, suntem o societate non-profit și intrăm în faliment. Hai să amânăm salariile 3 luni și atunci avem o șansă, dacă ieșim din pandemie, să ne echilibrăm. Și nu au fost de acord decât 6 jucători. Și posibili jucători străini care ar urma să vină la echipă se tem de posibilitatea de a fi puși în postura asta. Da, pun problema pentru România. Acum, intervenim și problema cu pandemia. Gândiți-vă că noi s-a dat de la Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Externe că 10 ore au fost că deja spaniolii trebuia să intre direct în carantină în România. Știți, celebra zi de luni. Da. Și 10 ore a fost afișat pe site că trebuie să intre direct în carantină. Și aia e o dereglat. Acum au început să vină. Problema că orice om trebuie să recunoască că e foarte târziu. Oficial. Da. Și de asta se ocupă domnul Rufo. Da. Noi acum, întâlnirea asta cu suporterii, dacă admitem că nu a avut loc și eu vă rog să mă credeți să fiu eu omul care am încercat din tot din adinsul să fac, dar nu a fost timp efectiv și omul vrea să facă o întâlnire de înalt nivel. Aia, iar am fost încântat. Pe stadionul Dinamo să respectăm regulile de distanțare socială, să ne amintim de tinerețe, să vină gloriile, să fie frumos. Noi trebuie să ne bucurăm. Noi acum suntem tot necăjiți. Și acum eu sunt de partea suporterului. Eu sunt necăjit. Eu sunt suporter acum. N-am funcție, n-am nimic. Eu sunt necăjit că au întârziat lucrurile. Ei au circumstanțe atenuante. Acum, hai să vedem, chiar nu mi se pare normal să-mi fie mie frică, eu Mărginean Ioan, că eu nu mă pot duce la
Național Arena să văd Dinamo cu Sibiu. Ce se întâmplă cu problema stadionului? De ce s-a spus inițial că vom juca pe Arena Națională tot sezonul? Da. Comunicat oficial venit din partea clubului, din partea lui Rufo Colado. Păi, iar ieri apar informații concrete că nu se va mai juca acolo luni cu Sibiu, cu Hermannstadt. E varianta foarte simplă. Asta dă foarte rău în fața suporterilor, da? Adică le spui ceva da, inițial pentru că și ei, după aia cât te răzgândești. De mult, cât și-or dori de mult asta, nu? Și asta denotă că și oamenii vor să facă ceva de înalt nivel ca să-i mulțumești pe suporte. Acum, sincer, astăzi e vineri. Astăzi până la ora 16... Nu văd nicio problemă să se achite o datorie din urmă care e acolo și să nu uităm că suporterii și oamenii de bine au încriat lojele, ce spunea Prunea, la Arena Națională și au intrat 300.000 în club. Vă dați seama. Și oamenii ăia n-au fost niciodată la meci din cauza pandemiei. Deci, practic... Oricum nu s-ar fi jucat meciuri pe Arena Națională pentru că... Da, acum, sincer, oamenii ăia și-au cumpărat loje, nu? Unii pe firme, unii pe persoană fizică. Și unii nu și-au luat banii înapoi, cum e cazul lui Mircea Rednic? Nu și-au luat. Problema e... Prunea spunea că și-a luat. Păi da, da, da. Dar acum problema e, dacă ei au vrut să-i ducă pe Arena Națională, nu se poate din cauza pandemiei, dar Dinamo și-a propus să fie alt nivel. Alt nivel era să faci pasul pe Arena Națională și oamenii au vrut să aibă o soluție de rezervă și i-am dus la Arcul de Triunf să vadă. Da? Și au spus că e un stadion... Și oamenii au fost încântați de varianta asta a stadionului Arcul de Triunf? Da, care... Din punctul lor de vedere, și eu trebuie să-l aprob, cele 8.000 de locuri sau 9.000 de locuri cât are, ar fi ceva grozav pentru suporterii lui Dinamo, pentru că stadionul e foarte mic, are ecou, adică ar fi o atmosferă de fotbal, vorbesc cu spectatori. Cu spectatori, vă aduceți aminte ce a spus președintele Federației Române de Rugby acum 2-3 luni, când spunea Gigi Becali că vrea să joace acolo, domnule, ăsta e stadionul nostru, conceput doar pentru meciuri de rugby, președintele... și nu ne să-l închiriem echipelor de fotbal. Da, președintele... Și presupun că și Dinamo se va izbi de aceeași problemă de care s-a izbit Gigi Becali și la care a renunțat în cele din urmă. Eu, sincer, m-am luat după ce a zis ministrul sportului că toate stadioanele ar trebui să fie puse la dispoziție sporturilor care se pot practica. Pentru că acolo banii dumneavoastră, a mei, impozite și nu mi se pare normal să se facă o distanțare pentru că președintele Federației Române de Rugby este un om care eu tot timpul, de când de pe vremea lui Țurlea și a lui Borș în Dinamo când jucau rugby în 80 și avea Dinamo echipă mare de rugby, Dumnezeu să-l ierte pe Țurlea. Ce spuneau? Mă, noi ne bubuim, mă, noi după meci mergem la o bere, noi ne respectăm, ne dăm mâna, ne ridicăm. Voi de ce vă văietați așa pe teren și vă etați la orice contact? Mă, fiți mă mai bărbați, că dacă sunteți mai bărbați, să ajungeți să-i bateți pe englez. Președintele trebuie să-și apere a Federației Române de Fotbal dreptul, pentru că omul munci la proiect, își dorește ceva de mare calitate, dar eu nu cred că un rugbist care trebuie apreciat că sportul e de 10 ori mai greu ca fotbalul, nu putem să coabităm. Pentru că e o situație de moment. E o situație de moment. Același lucru o să vedeți se va întâmpla și cu FCSB și cu Steaua. Nu poți un minister al apărării să interzici unui club care plătește o taxă să joace. Eu cred că poate să joace acolo și Clinceniu, și Chiajna, și Voluntari, orice entitate care este o proprietate de a statului român. Dar făcute din bani publici. Până la urmă e moral ca oricine se ducă să joace în casa ta? Eu sunt convins că sunt niște orgolii mici. Orgolii mici și niște oameni le aruncă pe piață și ele sunt preluate. Dar eu vreau să revin la suporteri. Acum, ei au așteptat atâta, s-au ajuns într-un punct zero. Acum, vedem, să face pasul sănătos, primul pas înainte, după primul pas urmează al doilea, să urmeze al treilea. Acum, dacă cineva minte pe altcineva că putem să facem 10 pași deodată, e o minciună. Eu aș vrea să văd pe fața de masă, dacă sunt invitat, cu suporterii de la sectorul administrativ, sectorul sportiv, economic, juridic, marketing, ticketing, așa mai departe, și toate proiectele, vreau să văd bazele. Unde poate să meargă Mărginean să vadă grupa de 12 ani? Caz, în Dinamo, poate mâine nimeni în Dinamo, în Pantelimon. Și să luăm un model fără rușine, Gheorghe Hagi, cu o investiție, regele nostru. O făcut investiție din banii familiei și o reușit. În momentul ăla, suporterii se vor putea axa atunci pe mai multe paliere. Dom'le,
Dacă îmi dați bani înapoi, ne înțelege, măia care i-am dat 580.000, eu vreau să îi reinvestez la Academie. Și eu m-aș bucura. Nu vor. La Academie unde antrenorii sunt neplătiți în continuare de luni. Și cu antrenori cu 1.500 salari, 2.000, maxim 3.000 de lei neplătiți, nu-i dai bonus de performanță dacă se vinde un jucător? Antrenorul și dacă ți-l la pensie, afară îi vine un procent din vânzarea jucătorului. Uitați lucru, puteți să verificați la media. Fiecare o luă 3.200 de euro complicat olarul. Fiecare antrenor. Eu vreau să vin cu ce pot eu să îmbunătățesc proiectul. Dar, domnule, proiectul chiar există, dar hai să începem de la bază. Eu de-aia am venit la București cu Țălnarul să începem de la bază. Da. Că majoritatea patronilor încep din vârf. Și ce o vrea Dumnezeu? Nu. Acum ai posibilitatea că suporterii ei sunt acum ca un cercetător cu lupa. Și au dreptul să pună lupa. Pe administrativ. Ce avem? Nimic. Păi hai să vedem ce facem. Ați pomenit mai devreme numele lui Dorin Șerdean și vreau să vă întreb el ce rol ar urma să îndeplinească la Dinamo. S-a spus inițial că ar fi vorba de funcția de președinte. Deci, din momentul de când a sosit patronul la București, erau mai multe variante. Să se preia clubul cu o rapiditate care însemnea 48 de ore, care putea să dăuneze mult patronului. Pentru că nu avea o situație 100%. Dar în fotbal nu poți să ai niciodată o situație 100%. Că mai poate apărea... Dar el a vrut să-și diminueze pierderea. Și eu am zis că mi se pare normal. Până la să facă actele de predare, primire, eu am fost încântat că e normal să continue oamenii care așa și dacă după aceea să se hotărască care-i modelul, fiind o societate pe acțiuni, e comitetul... E Consiliul de Administrație, directorul general, îi președintele executiv, directorul sportiv, să mergem la baza piramidei, până ajung la șeful Academiei, șeful Centrului de Copii și Juniori, antrenori și așa mai departe. Și atunci, nefăcându-se procesul verbal de predare-primire, Dorin Șerdean, iertați-mă, a fost mandatat să stea la supraveghere. Nu are putere, din contră. Și acum, dacă verificați că doar am o relație foarte bună cu Bogdan Bălănescu și pe calea asta îi mulțumesc că în iarnă mi-a propus să vin la Dinamo. El. Și am spus, nu pot, noi ne batem la play-off. Cum să abandonez copilul? Nu e ușor să-i spui la clubul mamă că nu vii la el când te cheamă, nu? Deci am avut puterea să-i zic, ne batem la play-off. Și acum chiar încearcă pe toate căile să se rezolve din probleme. Sunt, credeți-mă, datorii la datorii făcute hârtire, care de aceea clubul Dinamo s-a vândut că nu mai putut face față vechiul acționar majoritar. Deși a fost ajutat extraordinar și ați văzut că și dânsul apreciază, e greu să afli de la un patron să-ți mulțumească, că patronii de obicei sunt câștigători. Uite că el mulțumește galeriei, acum am scăpat de acea celebră frază, să scăpăm de Ionuț Negoiță. Dom'le, dar la vremea aia, cu 18 milioane de euro datorii, prin intrarea în reorganizare, clubul practic o scăpa de la moarte că pățea ce o păți Rapidul. Eu, să-i dea Dumnezeu sănătate, acum trebuie să trecem la momentul ăsta zero. Momentul zero, întâlnirea cu suporterii, cine o preluat trebuie să asigure acum să securizeze clubul, așa se cheamă. Securizarea clubului constă în să meargă antrenamentele la Săftica, să aduc cât mai repede, dacă vreau să-l aduc pe Contra, are circunstanțe atenuante. Un subiect interesant, Cosmin Contra, după ce acum deci, două zile a fost prelungit contractul lui Gigi Mulțescu. Prima variantă, eu nu vă care pot care e situația lui Cosmin Contra? Prima variantă a fost Cosmin Contra și Cosmin Contra o dat niște date foarte bune care au contat în preluarea clubului. E normal să-l întrebi pe Contra că ei nu știa de Mărginean, de X, de Y, Contra o activat, are un nume mare, selecționer și o comunicat cu ei perfect. Contra au făcut un lobby foarte pozitiv și încrederea lor în Contra ar aduce o liniște și suporterilor și mie și dumneatale. De ce? Că știe de unde să le apuce, știe de unde pleacă și Mulțescu, cu care eu vorbesc zilnic, eu trebuie să încurajez un om ajuns la o vârstă care el nu mai se simte în largul lui. Păi nu se simte în largul lui că ai făcut minge de ping-pong între păi spalioli, da, între venirea și noi trebuie să asta, apreciem între... că o inima mare a lui omul ăla, noi în loc să-l încurajăm și să-l apreciem, ajunge unul, păi cum, de ce o prelua că îi pasă,
o prelua că omul s-a dus o lună jumate pe 1500 de euro, să știe toată lumea. Niciun 10.000 de euro. O sumă modică ca să salveze Dinamo. Dinamo s-a prezentat. Nu putem minți lumea că Dinamo retrograda când mai avea 5 meciuri și trebuia să facă 5 puncte. Nu putem să mințim lumea că Dinamo s-a făcut 16 locuri, că Dinamo retrograda. Dinamo avea un culoar favorabil, așa se cheamă, cu echipe care nu mai aveau miză. Târgoviștea, Sibiu, cu jucători în concediu. Eu vă spun că în cele 5 meciuri termina pe locul 4 în play-out. Dar eu, să nu mai mergem în urmă. Hai să vedem, să lămurim lumea. Așteptăm investitorul, situația de securizare a clubului revine și vechiului acționar, și noului acționar, și fanilor, dar lipsa de comunicare ne-a adus aici, ca eu să vin la dumneavoastră să vă spun că mi-e teamă dacă se joacă meciul pe Arena Națională sau nu. Noi nu putem să ne permitem în 2020 la un club de divizia să vorbim așa. A, nicio problemă. Vrea antrenorul, jucătorii. Păi mai bine pe Dinamo. Uite, am câștigat, am făcut egal. Nu știu ce faci. Nu e mai problema mea. Problema e că nici nu putem să dorm eu cu grenada sub cap, explodează sau nu explodează, că suntem în 2020. Noi descoperă noua aplicație Fortuna cu funcții inteligente. Cele mai noi analize te țin la curent cu informațiile care contează. Cu Match Tracker, tu alegi ce vrei să urmărești din meciurile favorite și ești mereu în control prin notificări instant. Descarcă noua aplicație Fortuna. Intră în galaxia meciurilor europene și câștigă până la 250 de lei pariuri fără risc. Da, suntem din nou în direct. Domnule Mărcinean, vorbeați despre întâlnirea care ar urma să aibă loc cu suporterii. Vorbeați despre Cosmin Contra. Apropo, Cosmin Contra, l-am văzut dezamăgit un pic, că nu prea a mai fost căutat. Înțeleg, el a făcut lobby, a adus referințe bune pentru clubul ăsta. Dar l-am văzut supărat într-o intervenție televizată, că după aia nu prea a mai fost contactat. Și avea dreptate. Păi avea dreptate, pentru dar că ce se întâmplă? Orice antrenor își dorește să face pașii corecți la o echipă de fotbal. Perfecțiune în fotbal nu există. Uitați-vă, și marile cluburi fac transferuri care nu reușesc, pe bani mulți. Nu există perfecțiune. Dar un antrenor de nivelul lui Cosmin Contra sau al lui Mulțescu își dorește trei lucruri esențiale. Ideal să-și aleagă jucătorii, să-și poate implementa ideea lui de joc și trei, să aibă liniște financiară. Bine, condiții de antrenament, vitaminizare, transport, masă, nu intrăm în amănunte, da. Că nu. Asta e în abecedarul fotbalului. Eu vreau să mă fac înțeles. Mulțescu e un om cum rar se găsește pe lume. Dar au ajuns la o vârstă care omul suferă și uitați că se angrenează și să cum se mai poate el să practic știe că poate mâine nu mai sunt. Dar sufletul lui mare zice, domne, trebuie să scot corabia. Nu? Că dacă ea să adâncea, nu mai aveam ce prelua, nu? Se ducea la fund. Păi dar e corect față de el totuși. El scoate corabia, vine momente dificile, vă rog frumos, și apoi e făcut ping-pong, da, nu. Minge de ping-pong. Problema este discuții. Prezentat, după aia, domnule, apar iar discuții cu Contra. Păi nu. Eu nu vreau să intrăm în altă parte a abordării unui antrenor. Deci, a fost foarte bine că i s-a prelungit contractul domnului Mulțescu. Era foarte bine să îi prelungească și contractul lui Țelnar Cornel de director tehnic, numai că Țelnar, el ori contract, ori fără contract, el zi și noapte se ocupă de Dinamo, dar problema, discuția care a apărut la început cu Contra, nu a dus-o Mărginean, a adus-o spaniolii. Ei au zis că impactul să fie mai ușor, să aducă un antrenor care vorbește limba spaniolă, care cunoaște și fotbalul spaniol și fotbalul românesc, ca să implementeze proiectul mai repede. Putem să-i contracarăm aici? Nu putem. A apărut varianta Mulțescu, când echipa la negocieri era pe locul 4 în play-out și ne-am trezit că la retrogradare. Și poate retrograda că virusul circulă numai în voluntar și săftica și în altă parte nu. Virusul Dinamo circulă putea, unde vrea. Dinamo putea retrograda și pe cauze sportive, nu doar că circula virusul. Problema era că Dinamo a avut rezultate extrem de slabe. Dinamo, da, dar ea avea 5 meciuri restanți. Aproape că se termina campionatul și nu câștigase noi, dacă puncte preluam, de deplasare. Dacă preluam sistemul european și am mai dat declarații și la alte televiziuni, eu cu FC Köln, din primul lucru, când s-a întâmplat un caz la extras și continuă ceilalți, uitați că acum Ministerul
Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății, Federația, Liga, ori prelua proiectul european, care e FIFA și UEFA. Dacă se prelua și la noi de atunci, Dinamo a jucat toate jocurile, cu ce avea, și nu mai aveam o apăsare așa pe cap, că zice, domnule, retrograda. Nu putea retrograda, domnule, avea 15 puncte în joc, domnilor. Dar să trecem la subiectul care ne arde. Deci Gigi Mulțescu, bărbat, adevărat, dinamovist, o preluat. Și o asuma răspundere, s-o prelungi contractul pe un an. Din momentul ăsta, să nu ne facem noi problema că dacă vine contra, nu este loc pentru toată lumea și Dinamo nu progresează. Progresează. Mulțescu rămâne în cadrul clubului, trebuie să fie respectat. Nu o fost respectat de unii, dar acum este o posibilitate, toți jucătorii care nu au fost respectați, să-i invităm la o masă, să le cerem serviciile, să nu mai vorbim la televizor cu Lupu care suferă, cu Dănciulescu care suferă, nu crede deloc în Gianni Chiriță. Lupu nu crede deloc în proiectul spaniolilor. Păi vedeți, de ce să nu ne așezăm la o masă, fiecare cu experiența care a acumulat în domeniul lui, pentru că Lupu, doar 3 meciuri pe săptămână să vadă, îți recomandă 5 jucători de perspectivă. Are ochi, o juca fotbal, a fost mare, mare valoare. Deci, domnule, eu n-am timp. Eu, Lupu, nu vin la... Important este să fie și băgat în seamă, că el a fost căutat și în perioada lui Negoiță, dar... Tocmai și pentru aia să securizezi proiectul, scouterul, nu contează că îl cheamă Lupu, nu contează că e profesor de sport și zici, bă, dar tu ce specialitate ai? Pă, fotbal. Bă, dar ai jucat unde? Păi, nu, domn. Referatul ăla care îl pune domnul Lupu, domnul Mărginean, domnul Petrică, domnul Ionică, are toată baza de date, de la arbore genealogic, viteză, arbore genealogic. Păi dar eu pot să cresc portar de 1,60 m dacă are tata și mama. Și eu la 12 ani câștig cu Hagi Danone cu el, da? Și la 16 ani să lasă, nu? Că n-are talie. Dar nu vreau să intrăm în chestie. Credeți-mă, oamenii ăia toți se vor bucura și nu vor mai fi sceptici, dar noi acum e o întârziere care eu v-aș minți pe dumneavoastră să vă spun de ce. Pentru că eu să fi fost investitorul, m-aș bucura, cred că trăiam 100 de ani, așa. Pe eu, noaptea mă întâlneam cu suporterii și ei nu refuzau. Da, domn, eu mâine plec la aeroport, ne întâlnim la noapte. Dar nu putem noi, modelul spaniol, a ajuns campioană mondială, ne-au trecut la autostrăzi, ne-au trecut la trenuri de viteză, au asimilat, au luat fonduri europene, la noi e greu. Noi nu ne revine decât două lucruri acum. Tot ce înseamnă comunicare, să fie cât mai bună, să fie pe real, nu mă dezic de ce spun acum, eu nu trebuie să am nicio emoție, dacă jucăm sau nu jucăm pe Arena Națională, eu am venit la București să mă duc și eu la meci, dar nu o să pot intra, că nu sunt oficial. Echipa gazdă are 8 oficiali să-i treci pe foaie, că s-o schimba ceva, și echipa oaspete 4. Dar acum... Gândiți-vă că pe Arena Națională se pot pune 3 rânduri de LED-uri care înseamnă bani. Ca să începem un proiect european, nu? Și ce vorbeam? Administrativ, sportiv, economic, marketing, ticketing. Trebuie să aduci bani. Dinamo e un brand, vinde. Dinamo poate pe tabela electronică de la centrul terenului, de la Arena Națională, să facă bani de plătește stadionul. Pentru că e un brand. Păi Dinamo să vinde și acum că e rău. Și intră suporteri. Și toată lumea. Și puf, dar dacă nu se face pasul să știm de unde plecăm și unde vrem să ajungem, repet, acționarii acum au prilejul să se întâlnească, să facă bine. Dar altă variantă, spuneți-mi dumneavoastră, nu avem. Și eu mă simt foarte rău. Eu, ca om, ca un simplu cetățean, acum nu ca specialist de fotbal, că am la bază toată viața mea numai sport, și fotbal și am îndeplinit toate funcțiile, să spun ce gândesc. Că dreptul ăsta nu mi-l poate nimeni lua. Dar eu n-am cum să dau nici în spaniol, dar nici vreodată. Oamenii care își cer să afle ce se întâmplă, de unde plecăm, eu le-am adus niște date. Pe sportiv m-am datat, au venit jucătorii, am și eu onoarea mea, mi s-o cerut să nu dau date, n-am dat. Mi-e foarte greu. Am niște ziariști mai apropiați. Dar credeți-mă, dacă știi pe un om de 20 de ani, nu-i mai apropiat. Da, zicea, chiar nu vrei să ne spui? Păi nu pot să spun. Și urât. Dar eu știu că vin. Și atunci hai să vedem dacă se rezolve problemele din mers, proiectul va avea de suferit. Că a fost o săptămână în care putea să fie mai avansat.
Și atunci nu ajungeam să ne întrebăm de X, de Y. Știam cine e șeful Academiei 100%, știam cine e antrenorul echipei a doua 100%, știam staff-ul. Pe Emil Ursu cine l-a instalat la Academie? Păi, credeți-mă, Rufo, la tot ce o însemnat, îl cunoaște adică țălnarul de o viață. Căror referințe? În baza referințelor, că țălnarul lucra cu el o viață, da? Și eu zic că trebuie, având în vedere că toată lumea își dorea să aibă activitate copiii, trebuia cumva deblocat, știți? Și atunci țălnarul a făcut un pas mare și credeți-mă, de ce până acum nu a mers nimeni, că era 9.000 de lei să plătești un meci să joci pe Dinamo, nu? Era cotizație pe oră și părinții spune, dumneatale, și cu mine nu avem bani, nu mai ducem copilul la fotbal. Că ziceau antrenorii, nu putem, mă, trebuie să plătim aici, nu te mai primea. O mers să și-o rezolva problema la Ministerul de Intern. Și au zis, domnule, hai să se ajungă ca baza sportivă să fie folosită rațional. Nu? Pentru că copiii ăștia, prin lege, trebuie să le ai dreptul să facă sport. Și uitați-vă că s-ar putea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să se construiască și un stadion în parcul sportiv Dinamo, dacă politicienii au timp. Acum am înțeles că e un nou președinte la clubul sportiv Dinamo tânăr. Este de ceva timp deja. Da, și deja face treabă. Însă ce se întâmplă dacă politicienii care și-au asumat acum construirea unui nou stadion nu vor mai fi în funcțiile pe care le-au acum peste 2 luni, peste 3 luni? Ce se întâmplă cu proiectul ăsta asta, de la velodrom? Asta mă depășește, dar am înțeles că Compania Națională de Investiții din primul minut a vrut să facă treabă și eram acum în rând cu Rapid. Acum tremuram toți când mergem pe Dinamo să vedem nou stadion. Păi și ce s-a întâmplat, domnule? Din cauza actelor. Da, din cauza că proprietarul are un contract de închiriere și lucrurile sunt curcate și dacă mai intrăm și în aia, chiar ne înjură suporterii. Că aia e o poveste veche, toată lumea știe cum s-a încurcat și noi nu știm că nu suntem oameni de anchetă. Noi acum, jucători vin, foarte clar vin, e o mare șansă că se mai poate repara ceva, că după 2 etape se întrerupe campionatul 12-14 zile, da? Depinde când e 14 zile, să zicem, pentru jocurile echipei naționale și s-ar putea lămuri situația. Suporterii să intre pe făgașul normal, să știe proiectul de la A la Z, să participe, să-și acum la ora asta în comitetul director, în Consiliul de Administrație, e Cornel Dinu, da? Și fratele lui Cătălin Hâldan. E foarte bine, eu mă gândesc că să continue, chiar dacă au vorba aia, nu sunt majoritari, dar oamenii pot să vină cu plus valoare. Problema este că nouă acționari majoritari de datoria lui din momentul care au preluat să-și facă o strategie. Acum, eu am venit cu date pe sportiv, țălnarul pe sportiv. Mulțescu s-a sacrificat. Și așteptăm plus valoare. De la fotbaliști, antrenori. Nu ne supărăm, nu avem orgolii, puteți să-l sunați pe Gigi Mulțescu. Asta e un om, nu există pe pământ. Domnule, nu e nicio problemă. Problema mea e că era bine să aduc eu aia 6-7 jucători. Pe parcurs, să nu uităm că trebuie să ne reacomodăm cu virusul, că avem un regulament, trebuie să nu mai poți să ai loc de 25 de jucători, trebuie să ai de 32 de jucători, 35 de jucători. Dinamo e favorizată și echipele care au echipa a doua, că îi pregătești prin joc, deși jucătorul senior o ia ca pe o pedeapsă când îl dai la Liga 3. Eu la media jucam în Liga 3, crede-mă, cu 1-2 jucători de la echipa mare dacă venea din accidentare, ca să revină prin meci. În rest, da, rest numai juniori. Și atunci reușești să acoperi, practic, terminarea junioratului e o adevărată dramă pentru copii. Și în minutul 1, eu am adus argumente, o echipă de Liga 2, cum era pe vremuri, care, practic, colaborăm, pe un contract de colaborare, împrumută Dinamo 5 jucători, așa. Dar propune să meargă și 3 antrenori de la Dinamo. Cu filozofia lui Dinamo, dacă se poate, e filozofia spaniolului, domnului patron, și punem antrenor principal spaniol, cu preparator fizic și cu nutriționist, care costă. Dar trebuie să faci trecerea cât de cât, din C la B, e greu să faci din C direct în A. Și atunci ai avea o piramidă care 100% va produce. Dacă dai cu pumnul masă, nu produce.
să ai răbdare, e un proiect de 2-3 ani, care tu colaborezi cu echipa de Liga a doua foarte clar, pe niște baze reale, susții am împrumutat jucătorul, da? Îi susțin contractul. Orice echipă de divizia BV, vezi, toate au probleme acum. Eu zic că se poate găsi. Problema este, eu îs încântat că partea spaniolă și-a asumat toată partea sportivă. Bravo, fă transferări, nu mai să povești că X, Y, ceva. Ok, dar cu Dănciulescu cum a stat treaba? A spus că veți încerca să vă luați revanșa față de unele foste glorii care n-au fost tratate, glorii care n-au fost tratate ok eu, în ultima, în ultimii ani. Dar cu Dănciulescu ce s-a întâmplat? De ce a fost îndepărtat din conducere? Sincer, eu care eram la Liga Profesionistă de Fotbal și așteptam să vină, am fost abordat într-o emisiune, nu vreau să fac reclamă la nimeni, și era în emisiune Duc Adam și Dănciulescu. Eu poate n-am fost cel mai fair play, eu am dat exemplu, dacă Duc Adam o păți ce o păți la Steaua, care e unicat în istoria Champions League, nu? Și a fost dat afară. Atunci la ce să aștepte, să zic, Mărginean sau Lică Movilă, dacă o legendă... Păi ca Duc Adam și-a dat singur demisia, nemulțumit de statutul pe care l-avea acolo. Păi, domnule, l-o termina psihologic. Și era Danci în emisiune. Gândiți-vă în ce situație am fost eu pus, că eu n-am știut că el i-a dat afară sau ceva. Și eu mă gândeam că e cel mai bun liant de legătură între toate posturile de televiziune, că eu chiar am crezut că ăla e un om care n-are dușmani. Să mor eu. Bă, iertați-mi expresia. Deci eu am crezut că ăla n-are dușmani. Omul ăla n-am auzit să dea în cineva. Nu, n-am auzit. Da, o ținut spatele și o vândut trofeele. Dar problemele se pun că sunt din interior. În interiorul clubului Dinamo, nefiind lumea plătită, nefiind un business plan, nefiind un proiect, nemai întâmplându-se nimic, credeți-mă, eu cred că au născut niște lucruri care normal ar trebui cumva să încerci să le elimini, să ai un dialog. Dar problema, la repede înainte, de unde a venit, cum a venit, orice lucru rău se poate îndrepta. Noi avem o singură problemă. Dănciulescu, am înțeles, că a mers frumos la club, că avea contract pe un an și a reziliat. Deci gândiți-vă ce om de onoare nu a fost dat afară. Păi și de ce nu i s-a propus prelungirea contractului? Păi acum asta vin eu și vă spun dumneavoastră. Eu acum, când am zis glory, nu putem numai generația lui Mulțescu, Moraru, mere mai înainte, Dinu, Dumitrache, Pârcălap, care să ține bine, să dea din o sănătate pe această cale, trebuie făcut clar un pas ca să luăm un model european, ce v-am spus, că un om dacă poate să-ți dea ceva înapoi și el vine cu drag la tine în club, să știe că vine într-un proiect viabil. Și eu la ora asta încerc să le spun că primul pas e să venim noi către patronat și către suporteri, dacă putem să luăm ceva de pe capul suporterilor sau al patronatului, să luăm, dacă nu, mulțumim la Dumnezeu că Dinamo s-a salvat, Dinamo trăiește și eu credem, e mai simplu să te plimbi pe stradă când spune tot, vai, iar, nu? Mai bine să, deci ca suporter. Deci n-ai nimic de pierdut. Dar dacă nu făceam pasul ăsta, să facem și noi cum e peste tot la marile cluburi, marile valori, tot ce înseamnă om de bine, care mai poate să dea înapoi ceva clubului tău, niciun patron, niciun suporter nu poate să-ți interzică asta. Dar asta nu înseamnă că e obligatoriu să te și ia. Dar eu sufletește, m-am întâlnit cu prietenii mei, toți au apreciat ideea mea. Că au zis, bă, ne-a mai fost băgat o dată în față cu galeria. Nu, bă, dacă mai pronunțați cuvântul ăsta, în față cu galeria n-ai de ce să te baci. Tu la galerie trebuie să te duci de drag, trebuie să te duci să spui, bă, eu am fost cine am fost, pentru ce am fost plătit și eu, ca și voi, suporteri, dar voi sunteți cei vocali și noi suntem cei mai pasivi care ne aducem aminte de tinerețe. Dar avem și noi voie să ne aducem de tinerețe, avem voie să ne aducem aminte de tinerețe. Și eu mă duceam la suporteri la cum era pe vremea aia și era la nivelul că puteam să trec drumul la Dinamo la Ghiocelu, îi zicea, și el bea o bere și eu beam un suc. Sau el mânca două pateuri. Asta era. Oamenii ăia poate mulți nu mai sunt. Oamenii ăștia sunt mai vocali, sunt mai organizați, sunt mult mai culți și civilizați și aripa dura galeriei există în orice țară din lume. Și o să vin în fața lor dacă mi-ajută Dumnezeu să-mi accepte proiectul, patronul, dar numai împreună cu ei, pentru că e foarte important că Dinamo face niște lucruri mărețe, coregrafii, dar în fiecare sezon,
există la Comisia Federației Române de Fotbal niște amenzi care practic sunt foarte mari. Venite pe filiera suporterilor, da. Adică din cauza care, ceea ce... Da, care am putea, tot împreună cu ei, să facem un gentleman agreement între noi, așa, bă, dacă clubul angajează firma de steward, da? Ce vină are clubul că intră cu X, cu Y în teren și se întâmplă? Care vina clubului de plătește amendă? Ar trebui firma de steward să dea o parte din bani, nu? Că nu-și face treaba. Mă fac dușmani acum. Și suporterii să fie mai responsabili, că eu vreau să vin cu nepoata la meci și nu pot să stau acolo aproape de ei, că s-ar putea să vină o din aia, pe tardă. Ei, dacă sunt mai responsabili și îi zice șeful de organizație, șeful galeriei, prietenii între ei, colegi de scară, corect de bloc, bă, noi dăm din banii noștri amenda. Hai să facem partea aia bună, cum ne-am tras-o la Steaua, coreografia aia, nu? Aia a fost partea bună. FCSB-ului. Bravo. Și mergem mai departe. Eu sunt convins că 80% din ei acceptă. Dar 20%, știi ce spune lui Mărginean? Băi, tată, păi dacă nu mă duc să... un pic de adrenalină... Păi asta zic, să nu vă puneți galeria în cap cu declarația păi da, asta. Da, și ce? O pun în cap, o pun în cap. Eu o dau să o analizeze. Eu mă duc la albăile și mă uit de la televizor și îi felicit că merg mult la meci. Mai bine la voluntari care n-au numai o marinar la meci. E mai bine? Hai să vedem că eu spun că prin dialog. Aducem, dar nu spune să ne vindecăm mâine. Poate într-un an, 2, 3, dacă scad valoarea amenzilor, o să crească numărul de socios. Și să vedeți că se va pune problema că din socios merge la meci cu nevasta și cu copilul. Și ce vă? Vă rog frumos, vreau să stau aici, în galerie, mă, să-mi fac copilul suportă. Nu dați mă cumva pe mine cu petarde și cu fumigene, nu? Să vedeți că va exista dialog. Dar trebuie să începem și noi odată, că nu se mai întâmplă numai la noi, în Bulgaria și în Serbia. Nu? Cam așa. Se mai întâmplă și prin alte țări. Da. Prin Grecia. Da, Grecia. O, Grecia e pe primul loc și Serbia. Problema e foarte simplă. Vrem să atenuăm amenzile foarte mari, care, credem, normal și suporterul se exteriorizează. E studiu psihologic. Merge omul la meci, ca pe vremea lui Ceaușescu, că putea să înjure. Studiu psihologic. Era bine minerii să aibă unde să refuleze, să... Și noi n-am ieșit cu Dinamo 2 ore, că am făcut 1-1 în Valea Jiului. Dar el zicea, domnule, trebuie să refuleze și undeva. Dar nu trebuie să ajungem acolo. Nu trebuie să ajungem acolo. Problema este acum, e un moment în care toată lumea poate ajuta clubul Dinamo. Și dacă patronul e pregătit în toate sectoarele, le ținem pumnii și așteptăm să urcăm. Acum avionul, așa zic eu, avionul e la sol. Ar trebui să decoleze. Ca să decoleze, tu ești nebun să decoleze avionul gol. El trebuie să aibă primul rând jucători. Să-și organizeze academia, să-și facă staff, să aibă clar un program pe termen foarte scurt, mediu până la iarnă și pe termen lung. Pentru că nu mai poți să începi rău. Și ce începe rău conform legilor lui Murphy, să termine și mai rău. Dar ce se va întâmpla cu echipa asta dacă Cortasero și jucările și pleacă? Dacă domnul... Doamne ferește, cu mâna pe cruce, că nu e momentul acum. Dar eu plec pe jos la Alba că galeria se descurcă. Astăzi. Dacă credeți nu mai are poate patru... susține de una singură un club de talie Dinamo cu cheltuielile de la Dinamo? Nu se poate la lung. Nu se poate la lung. Dar acum circula o celebră frază. Românească, la mine ne ardea să zice Neaușă, până așa. În Maramureș, că dacă scăpăm de domnul Negoiță, să mă ierte domnul Negoiță, eu nu atac așa pe... Este celebra frază. Dacă scăpăm de Negoiță, mergem înainte. Da? Mâine nu mai vine investitorul spaniol. Da? Eu vă spun că galeria duce și organizarea și meciul și vin poate 3 investitori. Deși la români nu e bine să fie 2-3 investitori că să ceartă. Care investitor, domnul Mărginean? Domnule, de ce n-au venit până acum? Vezi că s-a dat un mare test. Până acum, eu am circulat în multe medii. Și suporterii la un moment dat credeau că domnul Negoiță nu vrea să vândă. Spune cinstit, n-ai auzit varianta asta? S-a vehiculat intens din partea, nu doar din partea suporterilor, din partea tuturor oameni de fotbal. Bravo! Așa. Bravo. Acum s-a vândut. Păi acum omul ăsta, dacă Doamne ferește, eu nu vreau, dar nu vreau să mă gândesc la asta, că un patron își face calcule. Nu, e imposibil un străin să-ți dea 300.000 de euro și să nu vrea nimic. Nu cred așa ceva. Problema e, acum ne-a luat un pic frica că suntem români,
Deși am văzut, cred că fiecare dintre noi atâtea țări, tot globul ăsta, era mai bine să avem un pic de oxigen. Un pic n-am oxigen. Dar suporteri. Păi suporteri. Dacă pleacă și domnul. Dacă pleacă și domnul Pablo, suporteri de 10 ori se remobilizează și eu vă spun că vine investitor. Păi eu pun capul că vine în 24 de ore. Român. Păi că e român, că e spaniol, noi nu avem nicio problemă. Doamne. Noi avem o singură problemă. Să ne redea fotbalul, să-l trăim și să ai speranță. Speranța moare ultimă. Cum adică? Și la investitorul ar trebui să plătească aceleași datorii pe care trebuie să le plătească Cortaseră. Păi, acum avem un mare avantaj. Care e avantajul ăla? Mare. Care? Adică actul ăsta, că omul ăsta dacă trebuie să vândă, mai departe el, dar nu, noi discutăm acum o variantă, o să intru în istoria fotbalului. Nu, eu nu vreau să discut variantă. Acum sunt făcute niște acte. Da? Înseamnă că deja avem o bază de unde să plecăm. Până acum nu se făceau acte, nu știam nimic, nici atât. Acum e clar că domnul Negoiță o declara dânsul că nu e mai proprietar. Toată lumea, 90%, 98% s-o bucura, domnule. Circula aia, distrugea orice om de afaceri, nu vrea să vândă. Te duce cu preșul, nu-ți arată. Nu, domnule, omul a arătat tot, o dat. Acum, n-avem cum să știm ce e acolo. Dar nici nu putem să zicem că stăm liniștiți. Nu stăm liniștiți. Așa ni-i da nouă, să nu stăm liniștiți. Pentru meciul cu Hermașta de luni sunteți liniștiți? Deci eu, din punctul meu de vedere, nu pot să cred vreodată că în 2020 se pune problema ca Dinamo să nu aibă liniște. Să vă spun de ce. Acum Mulțescu încropește o echipă. Orice om din lumea asta poți să-i impui ceva la Mulțescu? Nu a avut timp să-și facă un lot, da? Au avut problemele care le-au avut. Merge lumea la televizor să uită, să vadă noua echipa lui Dinamo, da? O să se bucure că sunt 5 jucători, unul cu a făcut testul, unul nu a trecut vizita medicală, unul trebuie să treacă vizita medicală, jucători care vin. Teoria antrenorului sportiv, 4-6 săptămâni să intre în forma sportivă. Păi nici actualii jucători al lui Dinamo nu pot să zici că perfect. Toate echipele au probleme, din punct de vedere fizic, da? Al acomodării, să implementeze un sistem de joc. Deci Dinamo acum trebuie să se bucure că are un nou investitor și că va trece printr-o perioadă grea, care e obișnuită. Dar orice om de fotbal trece prin perioada grea când vede 5 transferuri până luni. Păi să le vadă. Păi le vede, astea le vede. Problema este că s-au mai făcut 10 transferuri. Să vedem care se pot implementa. Acolo e domnul Mulțescu. Cum? Nu-i pian? Domnule, știi să cânti la pian? Da. Pa, 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 cântă. Nu merge. Trebuie să-l antreneze, trebuie să treacă o vizită medicală, trebuie să-l antreneze și să-l implementeze. Suflarea dinamovistă este convinsă că ea știe că trebuie să avem răbdare și cele 2 săptămâni de pauză să se repare ce se repare de specialiști. Că e contra. Că îi mulțesc. Nu mai trebuie să ne mai deranjeze. Că noi, dacă acum nu se pornește sănătos, vei suferi un campionat întreg. Domnule drag. Marin Tetoianu vă întreabă la secțiunea de comentarii. Întrebați-l pe domnul Mărcinean ce obiectiv are Dinamo anul acesta. Să-i dea de o sănătate. Bună. Eu vreau să, în primul rând, să-i spun că obiectivul lui Dinamo ar trebui să fie construirea unei piramide. Vorbesc ca un politician, domnul Mărcinean. Vorbesc păi de plasament. Dacă nu știi domnule. Play-off sau evitare de procurație. Eu am făcut o introducere. În primul rând, nu știu bugetul. După buget, îți transferi jucători, antrenori și alegi obiectivul clubului. Asta e părerea lui Mărcinean cu investitor spaniol. Dacă era investitor domnul din Maramureș, care are o pârtie de schi, ziceam, domnule, ce-o vrea Dumnezeu? Da? Asta trebuie să înțeleagă, că noi la ora asta nu s-o implementa să știm bugetul și obiectivul. Pentru că când vine campioana mondială, un reprezentant al campioanei mondiale, te aștepți toate astea, la ei bagatelă, la ei normalitate să primească banul la timp. La ei normalitate, întâi oferi condiții și după aia ceri. La noi au ajuns când ai 2 luni întârziere să fii fericit. Noi asta trebuie să ștergem de pe fața pământului, să preia un om, să dea Dumnezeu să fie organizat. Am pierdut un start și cu ajutorul suporterilor e securizată echipa să nu ne o ia nimeni și să nu moară.
Noi față de alte echipe avem un pansament, să mă ierte. Care sunt suporterii. Da. Și suporterii, dacă nu merge, vine altul. Nu credeți că o să moară Dinamo acum când se arată lumina? S-a arătat. Omul s-a dat la o parte, o lua spaniolul. Domnul Pablo va vorbi cu ei, o să le prezinte proiectul. Am înțeles că a făcut un gest foarte frumos, o mers Darin la salariat și le-a spus că nu o să mai fie problemele, extraordinar gestul, care au fost până acum. Ce faci un simplu salariat cu 2.500-3.000 de lei și nu-l iei niciodată la timp? Ce faci? Te pui, ăla nu mai poate să-i stea capul la muncă. Problema că a făcut gestul ăsta. Problema e că ideal era întâlnirea cu suport. Acum s-a ratat. Și Kempes și oameni mari au ratat. Noi acum vorbim de un proiect care se arată și suporterii au ocazia, ei sunt singurii care acum responsabili. Știe ce-o fără la Dinamo? Toată lumea știe. Eliminăm. Știe ce-o fost bine la Dinamo? Menținem. Din păcate, puține lucruri bune fără la Dinamo. Păi cum atâta amar de om, cu atâția oameni, cu școală, cu atâția sportivi, cum să nu-ți faci o idee cât de cât să vii la un proiect care ți-l aduce un om din afară? Dar asta, cu, dacă are bani sau nu are bani, eu pot să mă împușc, că nu pot să aflu. Cum să aflu? În momentul de față, jucătorii mai au restanțe mari? Da. Două luni? Da, jucătorii sau mai mult de două luni. Clubului Dinamo sunt de apreciat și au făcut treaba. Dar și ei văd că sunt foarte înțelegători și pe ei apasă o presiune ieșită din comun. Pentru că am trecut printr-o pandemie. Când să te antrenezi, n-ai voie să te antrenezi. Pac în izolare, jucăm, nu jucăm, retrogradăm. Ăsta e marele merit al lui Mulțescu, să poți să mai capacitezi o mână de oameni cu jucători străini neplătiți să lupte pentru un brand, pentru o idee, pentru istorie. Intrai retrogradar. Deci pe fruntea ta, pe mine mă întâlnesc oameni și trebuie să-i respect ca o vârstă și zice, domnule, trebuie să retrogradați, domnule. Păi, domnule, eu nu pot să mă gândesc la așa ceva. Eu vreau să răspund civilizat. Dinamo nu moare. Și nu-i bine să-i punem în spate retrogradare la Dinamo, că mai avea 5 meciuri, domnule. Și din cauza sistemului și ce s-a întâmplat, nu s-a putut juca. Dacă preluam sistemul european, eu zic că prin dumneavoastră, vă mulțumesc că m-ați invitat, de am venit, credeți-mă, trebuia să plec în provincie, am și o mamă de 82 de ani. Să vă trăiască. La Teiuș. Trebuie să mai văd și de ea. Măcar oamenii care am fost prezenți acolo, eu trebuie să încurajez suflarea din Amovic. Să nu fim așa pesimiști, să vedem, ne punem la fața de masă. Oamenii, noi avem, nu ne poate lua nimeni. Suporterii ori demonstra. Ei sunt câștigătorii. Doamne, până și patronul trece în planul 2, în momentul când oamenii ăștia siguri pe ei, că bă, începem ceva în care credem. Dar dacă ei nu cred și ești de 100 de ori mai specialiști ca mine, eu îi rog să mă scuze, dar eu o trebuie să cred, că n-aveam altă variantă. Și am ajutat un om care a venit de la șah și putea să stea acasă la afacerile lui, care 5 luni ori colaborat ce înseamnă Dinamo. Și am spus ce înseamnă Dinamo, și am spus ce se poate la Dinamo. Am găsit baze sportive, se poate face. Se pot rezolva multe lucruri. Dar am ajuns într-o poziție cam joasă, nu? Care n-ar trebui să ne facă... Nu putem să ne mândrim că Dinamo a ajuns în stadiul ăsta. Dacă vrem să găsim vinovați, găsim. Urât. Hai să ne mai uităm în urmă. Hai să vedem oamenii ăștia care știu tot ce înseamnă Dinamo, să aducă pe fața de masă, să fie o colaborare și o să convins prin comunicare și colaborare, naștem progres. O să vedem ce o să se întâmple la Dinamo pe durata acestui sezon. Domnule Mărginan, vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea de această dimineață. Și credeți-mă că mai suporter acum. Eu n-am fost niciodată așa, dar mă răscolește. Vreți să le transmiteți un mesaj suporterilor în finalul acestei emisiuni? Un mesaj pentru fanii lui Dinamo, care așteaptă să vadă ce se întâmplă cu echipa, cu spanioli, cu tot ce înseamnă. Să aibă răbdare încă 72 de ore. Okay. Deci, repet, 72 de ore. Până vin spaniolii din apoi din... Deci astăzi e vineri, punem amiaza, sâmbătă, duminică, până luni la prânz. E clar că omul sosește, clar că trebuie să aibă loc întâlnirea, acționarii sunt acționarii, meritele sunt lor, nu-i nimic de pierdut, numai de câștigat dintr-o întâlnire la fața de masă.
așa să-mi ajute Dumnezeu, nu vreau să particip, au reprezentanți, au oameni care cunosc, să pun de acord. Mergem înainte sau ce facem? Dar noi nu mai putem mai înapoi, că nu mai există. Prăpastia e aici. Așteptăm și noi să vedem ce o să se întâmple peste 72 de ore la Dinamo. Până atunci, rămâneți pe www.gsp.ro pentru cele mai importante știri din sportul românesc și cel mondial. Pe curând!